Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, începând de la cel mai mic, la cel mai în vârstă, să ne binecuvinteze pe toți, pentru că am făcut efortul și a mei pe timpul acesta, pentru dragostea de frați, părtășia cu frații, părtășia cu Domnul, cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. N-am știut că vorbesc, o să vorbesc, dar totuși mi-au făcut câteva idei. Biblia este cartea de dragoste a lui Dumnezeu către oameni. Deci eu... Scrisoare de dragoste, scrisă nouă, a fost scrisă de oameni la inspirația Duhului Sfânt ca să ne fie de folos, să ne îndrepte, să ne mustre, să ne învețe, să ne dea înțelepciune, să trăim în neprihănire. Și acolo luăm fiecare cuvânt. Biblia este scrisă de dragostea, scrisoare de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, să ne fie de folos. Dacă o citim noi, ne este de folos? Să ne punem întrebarea aceasta. Să ne învețe. Dacă o citim, învățăm ceva din Sfânta Scriptură. Pentru că este scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu, este Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne îndrepte. Dacă citim în Sfânta Scriptură, ne gândim noi că trebuie să fim îndreptați de Sfânta Scriptură. Și mai este să ne mustre. Când citim Cuvântul lui Dumnezeu, oare chiar ne mustră sau citim ca un cuvânt, așa ca o poezie, ca un roman de oarecare? Trebuie să înțelegem cuvintele astea, să le luăm fiecare parte, ca să le luăm separat și să le văd. Citesc Biblia, că și eu de multe ori am știut la început Biblia de câteva ori și mă citeam și nu înțelegeam, nu mă mustram pentru că nu înțelegeam, dar acum când citesc, chiar mă mustră, când te gândești, băi, chiar într-adevăr te mustră, dacă Duhul Dumnezeu te mustră. Ce citesc eu și ceea ce fac eu în afara, atunci până ce citesc Biblia. Și mai zice că să ne învețe să trăim în neprihănire, în dreptate. Dacă citim Biblia și respectăm Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem ce vrea să ne spună, căutăm să trăim în neprihănire, în sfințenie cu ceilalți, să nu fim pricini de păcătuire sau de potrivire pentru ceilalți. Noi greșim păcătuire, că suntem oameni, fiecare om greșește, dar să căutăm când vrei să faci ceva, să-i pui să răspunzi cuiva pentru faptul că te-a jenit sau cu tare și vrei să-i răspunzi, Satana te împinge. Păi sigur nu vezi că ți-a zis, nu știu ce a zis, răspunde și tu, cu aceeași mână. Și Duhul Sfânt zice, bă, dar tu ai ști mintea. Ce zice? Stai liniștit, nu judeca. Nu intra în conflict cu persoana respectivă. Când Sfânta Scriptură zice că cheamă-mă și îți voi răspunde, îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Dacă nu ție pe Dumnezeu, poate El să-ți răspundă, dacă tu nu apelezi la Dumnezeu. Și dacă nu înțelegi Biblia, încearcă să o înțelegi, să vezi ce vrea să spună. Sunt lucruri ascunse în Biblie care nu găsești în orice carte. El îți răspunde, îți vestește lucruri mari. Mai zice tot în Ieremia, o să mă căutați și mă veți găsi dacă mă căutați cu toată inima. Nu poți să-L cauți pe Dumnezeu decât în gură, în gând, bă, aș vrea să cunosc pe Dumnezeu cu tare. Fă-te genui, Doamne, intră în inima mea, descoperă-te, te chem ca să te descoperi. Adică să-L chem cu toată ființa. El are gânduri de pace și nu de nenorocire față de noi, să ne dea un viitor și o nădejde, pentru că suntem copiii Lui, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru personal. Dacă citim Biblia și nu o împlinim în viața noastră, degeaba o împlinim, că scrie Sfânta Scriptură, degeaba sunteți cititori și ascultători ai Cuvântului, dacă nu sunteți și împlinitori. Deci trebuie să împlinim și Biblia. Nu știu, n-am fost pregătit, nu știu ce să mai zic. Eu încă o dată doresc să vă binecuvinteze Domnul pe toți care sunteți aici, să întărească biserica aceasta, să o mulțească, nu cu persoane care se ocupe un loc aici, ci cu persoane mântuite, credincioase, care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Să mulțumim că suntem copiii ai lui Dumnezeu prin nașterea de nou făcută de Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Și m-am adus aminte de un frate pastor, era o femeie, o credincioasă mai în vârstă, o soră, care nu avea nici școală multă. Și am pus o întrebare, ce că, soră, te rogi neîncetat, că predicase despre rugăciunea neîncetat. Da, frate, mă rog neîncetat, în orice moment. Fratele, pastorul a rămas un pic surprins. Bă, dar cum neîncetat? Femeia asta nu cunoaște
Înțelepci? Adică n-are cine știe ce e pala. Și cum te rogi? Păi și când mă trezesc, mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat putere să mă scol din pat. Merg să mă spăl pe ochi. Doamne, cum mă spăl pe ochi de ceartăre și de fata? Așa să-mi speli tu inima, sufletul să fie curat. Merg să mă îmbrac. Doamne, cum mă îmbrac cu haina ca să plec, să duc nepotul la școală, mă îmbracă tu cu haina neprihănirii. Iau nepotul sau nepoata sau copiii și duc la școală. Doamne, cum mă duc eu copilul ăsta la școală cu pașii, așa să mă duc tu pașii spre tine, spre neprihănire. Mă așez la masă. Doamne, cum mă hrănesc cu trupul. Hrănește? Ajută-mă să doresc să hrănesc și sufletul din cuvântul tău. Cum îi hrănesc trupul, așa să hrănesc și sufletul. Și așa vedem parcă orice lucru facem, să facem legătura cu Biblia, cu cuvântul, cu Dumnezeu. Eu, încă o dată, vă mulțumesc, v-am simțit bine de dumneavoastră. Trebuie să plec că asta e unul. Și vă doresc numai bine, sănătate și tot ce vă doriți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.